caz scandalos, șoferul drogat care a lovit o fetiță de șase ani și pe mama ei pe o trecere de pietonii din Ploiești a fost lăsat în libertate de procurori. Aceștia consideră că tânărul de 24 de ani nu reprezintă un pericol public. Șoferul în vârstă de 24 de ani, care a lovit pe o trecere de pietoni din Ploiești, o fetiță de 6 ani și pe mama sa, în timp ce se afla sub influența drogurilor, a fost lăsat în libertate de procurori pe motiv că el nu prezintă un pericol public. Accidentul a avut loc pe șoseaua Nordului din Ploiești, chiar pe trecerea de pietoni. Femeia, în vârstă de 40 de ani, își ținea fetița de mână și au vrut să traverseze strada, însă șoferul a pătruns pe linia de tramvai și le-a lovit în plin pe cele două, care au fost aruncate câțiva metri de la locul accidentului. După impact, femeia a suferit mai multe traumatisme, iar fiica sa s-a ales cu un traumatism în zona capului și la picioare. Victimele au fost transportate de urgență la spital pentru a primi îngrijiri. După accident, tânărul a fost testat de polițiști și depistat că ar fi condus drogat la volan. Acesta a fost și motivul pentru care polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore. Procurorul de caz a considerat că tânărul de 24 de ani nu prezintă un pericol public și l-a lăsat să plece acasă, dispunând cea mai ușoară măsură preventivă, controlul judiciar.